Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal. Pentru început, dați un pumn la butonul ăla de like, omorâți-l ca să dați like-uri multe. Bun, în al doilea rând, dați o distribuire pe Facebook, pe Instagram, pe ce vreți. Merge și pe Instagram, nu? Da. Merge. Deci, dați o distribuire pe toate rețelele dumneavoastră de socializare. Bun, trecem mai departe. Astăzi, după cum puteți vedea, aici avem niște bețe de rebarbură. Niște rebarbură. Și astăzi o să facem... Ce facem astăzi? Prăjitură cu rebarbură. Prăjitură cu rebarbură. Pentru început, chiar aș vrea să vă arăt ce o fac surioara mea, Ana. Vai, niște bunătățuri aici. Ia, uitați aici. Fuietaj cu cârnați. Și extraordinar, nu mai sunt nicăcă, foarte bun. Deci, zic să ne apucăm de treabă, nu? Uh-huh. Deci, pentru început, de ce ai nevoie? Zi-mi. Ouă, făină, unt, lapte, zahăr și zahăr vanilat. Și praf de copt. La praful de copt e făină deja. Ah, deci l-ai băgat deja praful de copt. De, cât praf de copt ai băgat? Două plicuri. Două plicuri la un kil de făină. Nu știu cât exact. D'acolo, jumătate de kil, 700 de grame, cred că merg. Nu, nu știu. Deci, acum se dăm bice, nu? E bun, Ana ne-a zis că eu trebuie să mă ocup cu curățatul la răbarbură. E bun, eu acum trebuie să mă apuc de ea. Să nu curezi cu toată. Păi, nu că după mai mult cu zahăr, dacă e. Da, tu curăță două. Două? Două, cât mai. Puțin. Și ia uitați acolo cum se curăță. Ia uitați cum se curăță. Ia, astăzi avem ca și cameraman pe Deni. Salută, Deni, din spate de la camera. Bună, bună. Așa. Ia, astăzi nu o să se arate în vlog, deoarece ea trebuie să mă filmeze pe mine și pe Ana. Pentru că ea nu a vrut să facă treaba aceea. Așa că... Și iar eu sunt o bucătăreasă foarte bună. Cine? Eu. Nici cuptorul. Extraordinar. Ba, nu că Deni i-a făcut. Deni face niște... Cum îi zice nouă alea ce le face Deni pentru cine? Coci. Nu, că nu știu. Coci. Turtei sau cum li se zice? Cum le zice Tiberiu și Cornel? Extraordinar le face Deni. Atâta. Delia face și paste, știe să facă. Atâta. Și... Și cartofi prăjiți. Și cartofi prăjiți. Și păpărată. Păpărată. Domnul îți mulțumesc, că cât e cât. Atâta. Dacă îi dau niște carne, știe să frigă și carnea. Știe. Și acum, uite, aici merge mai departe. Ia. Nauna, ce mai bagi? Separă ouăle deocamdată. Cum adică le separ? Ce le faci? Le separ. De gălbenuș. Și albuș. Da. Fiți atenți. Dacă nu știați până acum, gălbenușul, deci oul are gălbenuș și albuș. Informație importantă. Extra. N-am știut până acum. Extra importantă. Domnul cerbețel. Ce vreți? Ui, aici că stai aproape gol. Nu știu cine. Ține. Ține. Uite, acolo ce fain am curățit-o. Fața așa să... Să o tai și cu buri. Da, dar vezi cum îl tai. Nu mari. Nu mari. Așa e bun? Da. Îmi punem zahăr. Ia să încercăm ceva. Ia să faci experimente. Acum.
Una aici în bol. Uite, cana s-a făcut, de-aia e cu mixerul. Cam gălăgie așa. Liniște. Stai că l-am terminat. Deci cam așa se face prăjitura de rabarbură. Dar să știi, cred că e de-aia și de gust, așa-i? Și se răcește. Și cum se răcește mâine? Te răștepți mai de ore. Om, ai priceput de când mine la curățit răbarbura, nu iasă. Te cred. Acum de merge să... Ia uitați, cum s-a învățat. Bun. Ce te fac? Nu ce te fac? Ha, ajung astea. Mai curăț una. Deci mai trebuie să mai curățăm una. Pentru că... Ia să vedem. Ba! Nu mai e filmat cum am creat asta. Așa o spate. Noi când eram în Igiș, aveam o grămadă de rebarbură, acolo așa. Câte rebarbură era... Bă, dar ce de zahăr a spus aici? Ce e de zahăr? Pe ce fac după pe zahăr? Pe zahăr brun, că poate vrei zahăr brun, zahăr normal și zahăr pudră ți-am adus. Atâta. Da, cât? De mai departe. De o dată pe la dată nu s-o, dacă nu se vede bine, se vede bine, se vede. E fierbinte, zice. Ce? Telefon. S-a încălzit telefonul. S-a încălzit. Bagă-l la rece. Nu mai pune mâna pe el. Filmezi? Ce ai putut acolo? A putea făină. Ai făină peste ouă. Da, peste ouă, peste lapte. Ce mai ai făcut? Eu am făcut peste aia.
Pa! Și gata. Cred că ajunge cât am făcut aici. Ia. Să venim. Aici e de acum, mai încolo. Dar câte lingură de pâine. Ușor! Ușor, se face două lingură de pâine. Nu așa repede. Noi că tot o pâine fac. Ia, trebuie să mai fac una. Asta e. Am făcut și asta. Asta e, așa că nu s-a venit acolo la finale, s-a curățat. Nu. Deci fiți atenți, când faceți de asta, trebuie să fie fin și să nu ia și cocolaușeni. Dronturile alea, ele cocoloșele, zdrobturile astea, cum să zice? Ele așa, din făină, ce nu restești bine, cocoloșele, zdrobturile de făină. Vreți să ne bagă de asta. Ui cum o ieși, de aia aici așa să mă zici că-i cremă. Ai de... Mai dă un pic de apă. Apă? Nu? Mai dă un pic de apă, David. Apă? Apă. Dar nu rece. Da, de aia, de scris. Hop, ajunge! Mai bagă material? Bagă! Mai bag material? Acum, asta e betoniera. Face fumar? Da. Mă las cu totul. Ia pe că de ce să mergem tot după aia mă apoi. Ia mai bagă. Mai avem o sură de năsâp. Ana dă la betoneră și eu bag năsâpul la betoneră. Cum zice Alex? Deci a fost o cantare de năsâp. Nu-i găsit! Pune și tu pe acolo. Acum ce să pui câte puțin? Dar acum nu? Câte o țâlnă tu pui. Ei, stai așa. Bate. Da. Sucăr, pune-n brun. Pucă! Nu mai putea să asta. Dar pe ce mai trebuie? Trebuie să dacă e dulce. Nu trebuie să guste eu. Dar nu trebuie să fie foarte, foarte dulce. O lingură de cremă. Bași tot! Ia! E bună! Ascultă! Aș mai băga o țâră de zahăr. Mai trebuie un pic. Mie-mi place așa cu zahăr mai mult. Ia dă să văd cum e zahărul ăsta bun. Lasă-mă, acum mânci zahăr. Alex, al lui Avram, ăla îi place zahărul. La bunici era fric, ne dădea câte o litru de zahăr în fiecare dimineață. Ne dădea câte o litru de zahăr. Dar știi ce? Să nu ne doară zicul. Nu-i la zahăr? Și dacă îmi dădea. Păi nu, și zahăr îmi mai dădea. Eu știu că mâncam zahăr cu micul zahăr. Da, asta știu și eu. Ne gândeai așa în iară, când avea. Iară de când avea? Nu, iară. Iară ne gândeai și iară, când avea. Când avea, ce te faci? O lingură de zahăr. Zic să mai vrut de aici. Da,
zahăr. Vreți să crească? Vreți să copiască. A, pentru să copiască zahărul. Că nu pot copii tăi. Deci punte la zahăr. Aia, da. E la zahăr? Și dacă îl faci la cuptor, la cuptor? Da, da, dar trebuie să dacă mă la cuptor. Păi dacă îl faci la cuptor, nu se tupe și se mai băga atât în gură. Să încerc? Atât. Da, hai. Mi are zahăr încă. Păi știu că mai are zahăr. Acum e bun. Acum e bun dacă mai băgăm zahăr, nu prea place. Mi-e place așa un pic mai acrișor. Oricum, răbarea prea iau. Da. Așa un dulce acrișor. Da. Deci, practic, până când mai face Ana aici, până când pregătim tava, punem un pic de pauză. Am revenit pe fir și acum... Bă, scuze de făină. Deci am revenit pe fir. Da, gata. Deci am revenit pe fir. Și acum și am notițele de făin. Tu, lasă răbarbura. Deni mâncă răbarbură. Fomistă. E bună. Las-o. Și am terminat aici cu ăsta, cum zice, aluatul, nu? Blatul. Da. Blatul, aluatul, tot. Tata, așa să vă arăt ce am mai făcut tacia. Ia uitați, ce, cum zice din astea? Cu din astea, deci asta de aici, cu cireșe. Gem de cireșe, o băga, pac, pac, pac și o ieșe. Bun, să trecem să băgăm forță. Cred că mare de parbura, Claudiuță. Păi una mai mare, una mai inică, că așa trebuie. Mai prins una mai mare, una mai nicuță. Nu mai rămâne curățată. Ce? Nu mai rămâne curățată. Ba, cred că mai rămâne, că e multă. Ajunge, cred că. Lasă-mi să duc îndată. Da, așa faci și după aia bagi numai în tavă. Da. A, eu am crezut că torni așa. Și asta acum ne rămâne, n-au să mâncăm. Și după aia bagi, pac, 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 așa. Eu am crezut că după aia, știi tu, eu am crezut așa. Da, torn, știu, știu. Știi, și după aia bagi, pac, 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 așa e tot. Nu. Mami, așa le facem. Eu nu fac așa. Nu, lasă-i bine. Nu mai băga tu, să nu iași. Nu mai băga. Deci fiți atenți, dacă băgați prea multe fructe, s-ar putea să vă iași cleose. Nu mai cronțări, Deni. Nu mai e cronțări, că s-au de pe filmare, fată. Și uite ce de aici așa, la noi, ce facem aici? Pune mâna acolo. Nu pe mijloc. Nu pe mijloc. Vă le-ai șutat tot jos. Mamă. Eu cred că dă afară. Tu, nu dă afară. Dă, eu, Doamne, ce m-am spăriet. Te-ai spăriet, că nu mai... Am crezut că dă afară. Nu mai ai ce mânca. Păi după aia am lucrat degeaba. Hai, că tu ai lucrat. Da, ce, eu n-am lucrat. Bă, Dana, parcă a crescut. Tu. E aproape că Claudiuță. Mai crescut atât. Așa. Da, ia. Și după asta se bagă la cuptor, așa e? Da. Cât timp trebuie să stai în cuptor? Nu știu. Nu am o să măsurăm, bă, să ne uităm și să vă zicem când o scoatem. Aici am crătițul ăsta, ăsta, aici din. Da, aici. Filmează aceea înăuntru. Aici, filmat înăuntru, ce așa. Avem albușul de la ouă care o să fie bătut la sfârșit. Deci, o să se bată așa repede. Să face spumă. Așa că se bagă și zahăr? Da. Deci albușul se bate cu zahăr, cu mixerul, până se face spumă. Și după aceea se toarnă deasupra și se le bagă un pic la cuptor, așa-i? Mm-hmm. Să prindă așa o culoare ca zahărul brun. Din hai mai încoace, ce așa, să vezi. Păi da, dar să vezi și tu când vorbești. Păi lasă că tu filmează acolo, pe Ana, că Ana îi lucră acum. Păi nici Ana nu se vede. Lasă că tu filmează ce lucră ea. Că nu cumva să nu mai ai. Tu filmează ce face Ana. Că doar pe Ana eu cunosc oamenii.
Tu filmează ce asta? Cum să zici? Tava. Uite cu lucifer. Asta e plină de tese de răbarcură. Foarte bună aici asta. Pentru că eu am lucrat la ea. Da, ajunge, Ana, ajunge. Da, jumătate, că nu-i peste tot. Păi ai tu, da, bași peste tot, dar după aia zic. Nu bag peste tot, dar nu le părți deloc. Că tu nu știi să ții de... Aici are, nu mai are. Unde? Aici. Aici este. Nu este. Aici, fix acolo nu este, dar nu poți să pui chiar una lângă alta de ei. Gata? Da. Deci ne auzim când o scoatem de la cuptor. Bun, prieteni, deci o trecut undeva la 20 de minute, trebuie scoasă afară asta, cum se zice, prăjitura din cuptor. Trebuie să ne grăbim. Ana, uite, deja s-a apucat, ai trebuie să facă spuma. O băgat zahăr, pudră. N-am băgat încă. Nu ai băgat încă. S-a apucat să le frece bine acolo ouăle. Ca să... Ai pus să pornești? Dă-i drumul. S-a apucat să frece acolo. S-a pus să... Să bată ouăle ca să ne pregătim pentru decorațiuni. Te-a uitat acolo cum se bagă. Bun, dar ce ne-ai putea să facem cum? Trebuie să nu curgă, fiți atent. Deci dacă nici caracolul cu capul la deal, n-are voie să curgă. Deci atâta de mult trebuie bătut acolo, până... până nu mai curge. Ușor, ușor, Ana. Zici că-i spumă. Gata? Stai să văd. Da! Te-ai dat acolo. Bun. Ce ați văzut tu? Nu curge bine. Cum a întors-o cu capul la deal. Adică, la, cum am întors-o în jos. Da, da. Ne-am uitat așa. Imediat scoatem prăjitura. Deci, ne auzim când o scoatem. Am revenit în forță. Am scos-o după 23 de minute. Cam așa. Uite. Cam 20-25 de minute trebuie să stai la cuptor. Acum, se va pune, cum zice Ana, spumă. Peste, să pune spuma, pentru că, și deoarece. Mamă, ce tare! Du-te! Uite-te! Nu vrei să curgă jos de... Nu vrei să curgă. Ia uitați acolo și acum arată. Ia uitați acolo. Mamă, dar ce fain arată. Uite ce albă. Albă, rău. Dacă o făceai cu zahăr brun, nu cred că se făcea așa. Nu, că zahărul brun negrește un pic. Că e brun. Dar cred că arăta fain. Nu, că la cuptor se face mai... Aha, deci o mai bagi, juleacă. Da. 2 minute. Aha. Deci fiți atenți, după treaba asta să mă bagă la cuptor timp de 2 minute, cică. Bă, băiete, bă, ca lumea, faină. Asta, da, ca lumea, mâncare bună,
prăjitură extraordinare. De asta de nicui îmi plăcea prăjitura de rebarbură. Asta, da. Era bună, rău. Era cea mai bună asta vara. S-o lași așa să se răcească, o băgai la frigider și când o scoteai afară era așa mai rece, știi? Mm-hmm. Mamă, mamă. Ia, uitați acolo. Am vrut să o fac eu, dar nu m-a lăsat. Tu prinzi urechile, taci. Nu m-a lăsat să fac eu. Faci tu. Păi nu poți să o aranjezi mai fain tu. Da, și mă, cu aranjezi acum, tu nu vezi. Păi ea, dar păi zici că lucruri ca cu mistrie. Păi tu nu vezi că nu ui. Păi ea, dar numere de exemplu apă cu zahăr, să bagi un pic spatula în apă cu zahăr și după aceea să faci așa pe deasupra să nu se mai prinde de spatulă. Nu, mă. Nu, la că merge și așa. Cred că la oamenii ce se uită la vlog le place. Cred că le place aici. No, las că e bine, Ana. Hai și mă să dau peste tot. Ei, băiatul eu. Ana asta e tare perfecționistă. Ce? E mereu și aici. Tu nu mai da pe de-aia, știi, tu. Păi, dar cum să curăți atunci? Pui COVID-ul pe piată. Te lasă. Tot din mâna mea aruncat. Eu. Ia uite acolo. Păi arată bine. Dai băieți. Ana chiar dacă era bună ca zădar să lucre. Ana era bună ca zădar cu asta, cum e să zice. Cu mistria și canceu. Sau canciocul, cum îi zice. Da. Așa. Bun. Deci acum se va băga la cuptor. După care o să ne auzim când o scotem și să vedeți cum arată. Ia, e sau în artefai. Bun, prieteni. Am scos-o de la cuptor. O stat așa cam câte minute? 5. Și ia uitați aceea cum arată. Fac. S-a făcut așa mai aurie. Și ia uitați. Pac. Ia uitați acolo ce bine arată. Acum o să trebuiască să o lăsăm să se... Acum o să trebuiască să o lăsăm să se usuce. Ei, să se usuce, domne. Să se zvânte, să se răcească. După care o să... Cum e, zice? După care o să tăiem. Bun, prieteni, am lăsat-o să se răcească. Acum s-a apucat Ana să o taie. Ia uitați ce culoare faină o prins, doamne ferește. Foarte faină, ce nu mai râde, Ana? Cu telefonul nu se vede așa de... aurie cum e. Uite așa cred că acum se vede cât de cât. Oricum e foarte faină. Ia uitați acum. Hai mă, focalizează-te. Uite-ți. Și ia uitați acolo cum arată. Ia uitați-o. Ia uitați acolo, așa ce bine arată, ui băiete. Ei băiat, unde... Ia să mai întoarcem și așa. Uite acolo. Foarte fain. Foarte fain, ne? Deci, prieteni, ăsta a fost vlogul de astăzi. Sperăm că v-a plăcut. Și... ce să mai zicem, altă treabă, ne auzim la următorul vlog pe canal. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe
Și are o distribuire pentru oamenii mai în vârstă, că am văzut că avem și oameni mai în vârstă care se uită la vlogurile noastre. Și nu uita să dați o distribuire, un like. Ia, să ne zic Ana cum e. Ia zi, Ana. Stai, mă. E, ba, e caldă un pic. Mai e caldă? Uh-huh. Băiete, și-o stat o grămadă de timp. Cum e? Extraordinară! Tutto bene! O mai lăsăm o dată să o vedeți. O mai punem o dată aici. Ia uitați acolo, tăiem așa un pic. Că se focalizează deștele ție. Ia uitați acolo. Cât de fain arată. Bun, deci, ăsta a fost vlogul, ne auzim pe data viitoare, pa, pa!